Continuare aș dori să ne ridicăm cu toți în picioare și să cântăm forul Vânătorilor, să dăm startul petrecerii așa cum trebuie. Nu este pe lume plăcere mai mare, cât vânătoarea cu jucul zgobit, în suflet de contru să treci din domoaie, să alegi continuare prin doi și copii. Suntem de la grupa 52, domestic, Pipiric. Așa a fost în anul ăsta. Ediția 12-a, trebuie să o organizăm noi, grupa 52, domestic, Pipiric. Vă urăm o petrecere frumoasă. Avem produse tradiționale vânătorești. După cum știți, la toate balurile vânătorești, asta este meniul, produse tradiționale vânătorești. Avem un vin de cea mai bună calitate.
întotdeauna. Tragedia de a fi organizatorul acestui congres. O să începem, o să o facem în două etape. O să începem de la premiul cel mai mic până la premiul cel mai mare. Rugămintea mea este să fiți foarte atenți în momentul când se trag biletele, să fiți atenți la numere, ca să mergem repede, să nu luăm din gustul pe trecere. Cred că m-ați înțeles și începem să tragem, da? Tragem biletele din acest bloc. Începem cu, s-am spus, cu premiile cele mai mici. Dacă nu se aude, acolo la inginerul de sunet, probabil se aude acolo. Da, putem începe. Thank you.
așa mică. Eu o să-l gătesc, o să-l dau la prieteni, la copii și la cine o să mai fie. Care e mâncarea preferată Vânătorilor? Noi facem o petrecere. Facem o friptură. O friptură facem, nu știu ce să facem, o să vedem noi acasă. Eu s-o aprind surprindere, nu știu ce să fac. La această petrecere, unde am fost destul de impresionat, întrucât desfășurarea a avut în condiții normale, poate chiar mai mult decât atât, în condiții foarte frumoase și foarte bune. Toată lumea s-a distrat în mod excepțional, au existat momente vesele și în același timp noi ne-am simțit foarte bine. Așa că, într-un mulți ani fericiți și la anul să venim în aceeași situație să participăm la acest obiectiv. Vă rog frumos să vă mai rețin maxim 5 minute. După aceea continuăm pe trecerea. A fost un iepure la numărul 2, care nu s-a revendicat. Mai nu s-a prezentat nimeni. Mai facem o tragere și apoi o fi. Foarte încântați de prezența aici la domnul Nelu Huțan. O seară deosebită, frumos, muzică, petrecere, mâncare foarte bună. Sperăm că și la anul să fim primiți tot așa. Cum au fost bucatele? Bucatele foarte bune, vânat bun, proaspăt, tot ce trebuie. Vă mulțumim. Deci vânătorii știu să știi să domnule, sunt părât, nu chiar vânător, în devenire. De la Gherla, județul Cluj, vă mulțumim! Sunt deosebit de onorat să fi participat la 12-a ediție a Balului Vânătorilor. O festivitate elegantă pe care vânătorii la fiecare sezon de vânătoare încheiat o organizează. Am fost invitat de 3 ani încoace. Sunt deosebit de onorat să fi participat și de asta dată. Este o petrecere foarte frumoasă. Bucatele sunt deosebit de bine gătite, alese. Au la bază preparatele vânătorești și voi participa cu mare drag an de an dacă voi fi invitat. În această seară la Târgu Neamț, vânătorii din zonă s-au adunat ca să petreacă și să sărbătorească rezultatele obținute în ultimul sezon de vânătoare alături de familiile lor. În tot sezonul de vânătoare ei merg și ocrotesc vânatul, pun hrană, fac selecții la vânat, combat prădătorii vânatului. Iar acum, la sfârșit de sezon, s-au adunat cu toții și vor să arate familiilor lor ceea ce au rezolvat ei și ceea ce au muncit de-a lungul unui sezon de vânătoare.